Bună ziua, stimați amatori ai sportului, sunt Alexandru Botnare. USEFS TV vă prezintă emisiunea Omul Sportului Universitar. Discutăm astăzi cu Constantin Cobălean, antrenorul emerit al Republicii Moldova, deținătorul Ordinului Universității de Stat de Educație Fizică și Sport. Bună ziua, domnule antrenor! Bună ziua, bună ziua! Sunteți de o viață în sport. De mic ați știut că luptele sunt vocația dumneavoastră? Ca atare, eu sunt născut în raionul Călăraș, într-un sat de Baștină de Reneu, unde de mic mi-a plăcut sportul. Unde nu era, de clasa a doua, de acum tenisul, alergările, fotbalul, toate jocurile sportive, în afară se vede că de avion numai să merg, dar restul la mine, toate genurile de sport erau foarte implicați în școală și cum terminam școala, deodată pișes ca la țară. Acolo petreceam competiții, puneam bare diferite pentru sărituri în înălțime, săpam noi în iarbă, făceam în lungime. Adică eram implicat de-am când prin clasa a 5-a, am început cu tenisul de masă la campionatul Republicii în juniori. Am ieșit în finală la tenisul de masă. Am îndeplinit maestru în sport la tenis de masă și după aceea, da, așa ca tare cu luptele, orice repaus, luptă, trântă, pe care doare, afară, pe iarbă. Asta a fost începutul undeva al meu. Că ca tare în sat nu am avut lupte. Dar așa, noi singuri. De la grădiniță, saltele, cum spuneau atunci, matrasuri, aia puneam câte 8 saltele și care-i primul. Iată, asta cam a fost dragostea mea, dar totdeauna a fost pasiunea către sport. Și de acum, când ne-am dus la oraș, mă rog, am fost prima dată în clasa 5, atunci când am participat la tenis de masă, din sat la raion, în orașul Călăraș. Dar așa cu pasiune ca lupte, de acum s-a început mai târziu. Unde ați studiat? Am terminat în satul natal, școala medie și după aceea armata, în 73 până 75 armata, în 76 deodată am intrat la Institutul Pedagogic Ion Creangă, unde am terminat facultatea de educație fizică, noi am terminat ca atare promoția olimpică în anul 80 și vreau să spun că nici până acum nu-mi pare rău că am terminat așa facultate. Eu am iubit-o tare mult. Dormeam cu gazeta, cu revista sub cap că când ar să fie examenele de admitere la Institutul Pedagogic. Dețineți Ordinul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport. Cum s-a schimbat USEFS în ultimii 20 de ani? Extraordinar. Frumos, pedagogii mi-au fost extraordinar și la Institutul Creangă, dar să știți că aici la... Eu nu vreau să laud tare, dar să știți că omul înfrumusețează locul, îngrijește de loc și îl face frumos de tot. Asta se vede că datorită rectorului Manalache, Veceslav Grigorievici. El a dus o muncă mare pentru a construi chiar universitatea. Eu am știut mai de mic pe dânsul și să știți că am dat întrebări la niște lectori care duc lecții aici la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. Am dus niște întrebări și dumneavoastră am spus, nouă ne-a rămas, domnul Constantin, numai să muncim. Într-așa birouri, într-așa cabinete, într-așa odăi, într-așa săli, extraordinare de drăguță, confortabile, cu echipament extraordinar în orice sală, anume ceea ce trebuie la un pedagog pentru a fi un profesionist bun și a preda la un... E un exemplu de curățenie, de disciplină. Ce flori frumoase aici, ce birouri frumoase, ce săli. În orice gen de sport, te duci la jocuri, e o sală extraordinară, unde noi petrecem campionatul Republicii Moldova la lupte. În sala de judo, extraordinar, mai are o sală acolo, în afara orașului,
cu două etaje. Acolo e tot amenajat, fiindcă se vede că domnul rector iubește curățenia, iubește disciplina, e mândru de ce aici face și are tot dreptul să fie mândru, fiindcă omul când face cu mândrie numai să fie sănătoasă. El crește și cresc și cei prin prejur. Eu am zis că aici e cerul sus și pământul jos. S-a făcut o schimbare extraordinară. Nu vreau să zic că era rău la Institutul Pedagogic Ion Creangă, dar ce înseamnă gospodarul? Povestiți-ne, vă rog, despre participarea dumneavoastră la congrese științifice internaționale organizate de USEFS. Am participat la 4 congrese numai, fiindcă domnul Menalache, rectorul, a multe congrese le-a evoluat aici pe loc, în Moldova, unde au participat numai știind, așa, văzând când am fost acele 4 ori, undeva la vreo 15 țări și toți rectorii, cei mai principali, oameni de onoare, oameni academici, unde tare multe lucruri se iau. Eu ca antrenor, fost ca antrenor al lotului Republicii Moldova, vă spun sincer, multe am luat în momentele psihologice de la congres, fiindcă au participat atât așa savanți ca Platonov, ca Bulatov, ca campioni olimpici la atletica ușoară din Ucraina, de la Universitatea de Stat a Ucrainei, acum e ministrul sportului, Bubca, cel care ne-a dus faima în toată Uniunea Sovietică când era. Și vă spun, un moment psihologic care când ajungi la un pic de asta de strategii care ori tu, ori el, în finale, tare mult joacă rolul momentul emoțional, psihologic și psihica sportivului. Și noi am trecut la acest congres, am trecut și tema asta, psihologia sportivilor de performanță. Și eu primirii, eu cinste pentru noi, pentru antrenori, pentru cei care suntem invitați la acest congres. Dețineți Ordinul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, Ordinul Republicii, Ordinul Gloria Muncii, titlul cel mai bun antrenor al țării, medalia meritului olimpic, titlul lucrător emerit al culturii fizice și sportului, cetățean de onoare a comunei de Reneu și orașului Călăraș. Cum e să fiți deținătorul acestora? Merită este să o dau pe muncă, că nu ți le mai dau nimeni așa. Dar nu mă pot să spun două fraze, că devii puțin mai răspunzător, de-am o răspundere a ții mai mare. Eu ca atare sunt o personalitate din tipurile de caracter scoleric. Și nu mai am nimic alături acolo, flegmatic, ceva melancolic. Eu sunt coleric, eu ori nota 10, ori nota 0. Așa și la antrenament, așa și în viață, așa și unde, la orice întâlnire care o am, chiar cu sportivii mei. Și vreau să spun că la întrebarea noastră, e o responsabilitate. Fiindcă unde mă gândeam ceva, să mai vorbesc mai tare, cu un glas mai tare la sportivii mei de valoare, chiar întâlnirile cu la primărie, la comitetul executiv, la ministerie, la asta, eu vocea tare și diplomație nu prea era. Totul ce am de spus, le spuneam în față. Acum, parcă te obligă ordinele astea și toate cei ce au dat țara pentru munca care am depus o viață întreagă de 42 de ani. Sunteți directorul Școlii Sportive Specializate de Rezerve Olimpice din Călăraș. Cât sportivi se antrenează și cât sportivi de performanță ați educat? Eu am și eu mândrie și mă laud cu sportivii mei. Eu am început în anul 80, după ce am terminat universitatea,
și până în anul 90 am lucrat ca în calitate de antrenor. Antrenor superior acolo era la noi. Și după aceea, mă rog, mi-a dat și misiunea de director a școlii sportive. Și după, în anii 90, undeva, 91, am îndeplinit antrenorii emerita Republicii Moldova și totodată am trecut și ca director a școlii sportive de rezerve olimpice, unde foarte mult mă mândresc de ceea că lucrez anume cu elevii mei. Acum eu lucrez cu elevii mei, 6 sportivi, 6 maestri în sport și maestri în sport de clasă internațională, toți participanți la campionatele europene, medaliați la europene, medaliați la mondiale, participant la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro și vă spun sincer, mândria mea intră așa că i-am crescut eu. I-am crescut din clasa a doua, dar așa în tot anul, în jurul la 100, până la 105 de elevi s-o trec la noi școală specializată de rezerve olimpice la lupte libere. Și trec prin școală în tot anul de 105 elevi. Aveți și un turneu de suflet organizat de dumneavoastră la Călăraș? Avem un turneu, noi l-am început în anul 82. Ca atare, noi trebuie la anul să-l petrecem de acum a 40-lea ediție. În anul ăsta am petrecut 38-lea ediție, fiindcă cu pandemia un an nu s-a petrecut. Și vă spun drept, când s-a început prima dată, în 82, a participat 15 țări, tot Uniunea Sovietică. Erau din toate țările, acum mă întâlnesc cu antrenorii pe la campionatele mondiale și ne întâlnim și mai ne aducem aminte. Am început întâi pe la școala pedagogică, prin săli, la casa de cultură, la fabrica de conserve, pe scenă, dar acum petrecem frumos la aer liber, facem o sărbătoare e ca o sărbătoare a Cupii Călăraș, unde ne vin de peste hotare mai puțin de 12 țări, nu-s? Ne-au fost și germanii, și francezii, ne-au fost și din Austria, ne-au fost din Polonia, din Ucraina, Belorusia, Rusia. Întotdeauna ne vin, când noi suntem cu Rusia, cu Belorusia, mai ținem contactele așa de peste hotare, din Dușanbe, din toate țările. Ne mai vorbim de românii, câte 4 echipe din România ne vin. Ungurii, italienii în anul fost, iar mă mândresc cu băieții mei, fiindcă ei sunt prejurul meu, ei mă ajută la turneu, fiecare are sarcina lui, o îndeplinește așa cum trebuie, la noi ca o familie în școală. Una dintre discipolii dumneavoastră, Mariana Chirdivara-Ișanu, a devenit vicecampioană europeană în 2017. Cu cine din discipolii vă mândriți cel mai mult? Mariana acum undeva vreo 13-14 ani în urmă, începând cu ea, a stat triplă campioană europeană la juniori, pe urmă a stat a doilea la seniori. Simțul meu de simpatie către sportivii mei nu contează numai rezultatul. La mine contează să fie om în viață, să devină un familist bun, să facă ceva în viață și vă mândresc, vă spun sincer, cel mai tare cu veteranii mei a sportului. Asta e Marcarian, asta e Alexandru, asta e Tudor Ieni, care mi-au adus medalii și de la veterani și așa. Asta e Leonid Pentelei, asta e Moraru Petru, care din clasa a doua și acum e adjunctul meu, Saculțan, care a fost campionul spartacheade școlarilor în Tașkent. Bucurie mare, pentru că așa la copil tot 12 ani a trăit la mine. Golban, campionii la Dinamo, când era încă Uniunea Sovietică. Ăștia pentru mine sunt de suflet, sunt băieți care au rămas concreți până acum, sunt prietenii familiei mele. Mă mândresc cu copiii, mă mândresc cu Costel, maestru în sport la lupte și cânt acum și la Eurovision în finale. Și mă mândresc cu fiul Ion, care e antrenorul principal în Milano. De acum ăștia tineri, Olaru Egor, care de acum zbat la Bundesliga în Germania, Olaru Egor, Mihai Ieșanu, medaliat la europeni la U23 și se bate acum tot acolo în Germania, Burk Alexandru, medaliat în șnanul ăsta de la veterani de acum, dat loc două ori în finale la
la campionatul mondial la seniori. Asta e o mândrie. Și pisticotare, acum am niște elevi, fac eu locul 3 la mondial, la juniori. Și ei prelungesc luptele. Ei copiilor le-au dat, baza a fost pusă la Călăraș și luați din sate și acum ei prelungesc. Înseamnă că din boldul ăsta și dragostea către lupte, ei au primit-o sănătos. Cum credeți, un sportiv se naște campion sau e nevoie și de calități ce se dobândesc prin parcurs? După 10 de ani de muncă, m-am convins că nu-i numai să vii talentul, dar să știți că munca, în primul rând, disciplina, darea de sine către genul ăsta de sport, adică te jertfești numai decât trebuie să mai puțin pe la teatre, mai puțin pe la înghețată, pe la baruri și mai mult în sală. Cum este Constantin Cobălean când nu este la antrenament? Eu și acasă când mă duc, dacă ceva undeva nu s-o primit ceva la antrenament, apoi vorbim mai mult cu soția despre, tot despre lupte. Dar dacă ceva s-o primit, a fost bucuros, toți sunt cu minți, la mine toți atunci primesc o satisfacție pozitivă. Dar așa ca tare, viața mea o petrec, mie îmi place. Îmi place odihna, îmi place viața, îmi place pescuitul, îmi place extraordinar. Da. Tenisul de masă, mă mai duc, mă joc, fotbal așa. Și ne întâlnim întotdeauna, nu-i săptămână să nu ne întâlnim cu familia sportivă, adică cu familia antrenorilor mei care lucrează lângă mine. La final, care este secretul succesului în lupte și cel mai mare vis al dumneavoastră? Succesul, în primul rând, munca, disciplina, regimul. Trebuie să ai regim. Eu toată dimineața, eu fără 10-7, sculat, răzâncuța și mă duc și o trag în toate exercițiile care speciale pentru lupte. Ca fiecare antrenor, din partea visului meu, fiecare antrenor, cred că nu e antrenor să nu viseze la o medalie la Jocurile Olimpice. Noi avem medalii, Călărașul are medalii și la campionatele europene, și juniori, și cadeți, și tineret, și U23, și seniori. Avem și la mondiale, avem și la Cupa Mondială, dar la Jocurile Olimpice nu avem. Și cred că cu munca, cu Doamne ajută, cu credința în muncă, în ceea ce faci, ne-a ajutat și a luat și o medalie la Jocurile Olimpice. Domnule antrenor, vă mulțumesc mult pentru participarea în emisiunea Omul Sportului Universitar. Vă mulțumesc și dumneavoastră de invitație. Să fiți sănătos! Stimați amatorii sportului USEFS TV, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!